Bun găsit la știri! Datoriile populației către Termica nu au scăzut, chiar dacă edilul municipiului a făcut apeluri nenumărate pentru achitarea facturilor, chiar dacă din acest motiv s-a întrerupt furnizarea apei calde. Mai mult, este posibil ca în perioada rece să nu fie nici căldură în apartamentele celor racordați la sistemul centralizat. Dacă joi aleșii locali vor aproba majorarea prețului la gigacalorie, primăria va semna protocolul între Bioenergy și Termica în calitate de garant. Sunt aici puse niște cifre, respectiv nou preț al gigacaloriei. Nu pot să-l semnez astăzi până nu am hotărât de Consiliul Local. În măsura în care mâine se aprobă în Consiliul Local, voi semna acest protocol și înțeleg că este una din condițiile de blocări reluării apei calde în municipiul Suceava și în perspectiva a încălzirii. Din păcate, încasările de la asociații merg foarte greu. Justificarea ar fi că nu au venit încă pensiile și salariile. Problema care se pune de fond este problema banilor. Din păcate, merg destul de greu încasările asociațiilor de proprietari. Deci, la început luna, avem încasări de 459.000 lei, deci 4,5 miliarde de lei vechi. O justificare din partea celor asociații de proprietari este legată de faptul că încă n-au venit pensiile, salarii sau în această perioadă vin pensiile, salarii și vor plăti mai mult la asociații de proprietari. Primăria Suceava a achitat de contul pe septembrie la Termica, iar în prezent nu mai are nicio datorie către societate. Vor veni și bani de la guvern pentru achiziție de masă lemnoasă, după cum precizează șeful administrației publice locale. Vom primi suma de 10 miliarde de lei vechi pentru achiziții de combustibil, deci achiziții de masă lemnoasă. Deci în condițiile în care deja au ajuns 9 miliarde la bioenergie din banii dați de primărie, în speranța că vin aceste 10 miliarde azi în hotărâri de guvern la fondul de rezervă pentru achiziții de combustibil, cu sumele care le mai încasează bioenergie pe energie electrică, cu ce mai se încasează la asociații proprietare, sunt într-unite condițiile ca acele 2,7 milioane lei, 27 miliarde de lei vechi, condiții puse de cei de la Schneider, firma care a furnizat masa lemnoasă, să fie îndeplinite. Deci cu acești bani, 27 miliarde de lei în cont, cu protocolul și cu, sper, hotărârea de Consiliul Local aprobată mâine, cred că nu va mai fi niciun motiv să nu se reia furnizarea apei calde și să punem bazele încălzirii în perioada următoare.